De ce s-a întârziat activitatea de dezinsecție în Alba Iulia? Contractul s-a semnat doar acum 2 săptămâni. Noi am dat comenzile de efectuarea lucrărilor. Prioritar au fost tratamentele fitosanitare, pentru că aveam probleme cu anumiți pomi de pe domeniul public, cu gardul viu a trebuit intervenit rapid, pentru că a fost un sezon ploios și am avut tot felul de probleme pe și pentru a-l salva a trebuit să intervenim. De astăzi, din 7 iulie, este dată comandă pentru a începe dezinsecția, pentru căpușe, pentru țânțari și alte insecte. Se va face în tot orașul o trecere pe luna iulie, una pe august, una pe septembrie. Dacă vom constata și vom avea sesizări de la cetățeni că nu este suficient, așa s-a făcut și anii trecuți, dar dacă nu este suficient, vom putea suplimenta. Da, ne-am fi dorit să începem mai repede puțin această acțiune, dar datorită procedurilor de achiziție a durat puțin până am putut încheia contractul cu operatorul de dezinsecție de ratizare.